Păunul și stâncuța Păunul și stâncuța se certau în timp ce încercau să decidă care dintre ele era cea mai măreață pasăre. Cu ce să te lauzi tu?" întrebă păunul îngânfat. Ești mică și ai doar pene gri. Spre deosebire de tine, eu am cele mai lungi și mai frumoase pene din întreaga lume." Zicând aceasta, păunul își desfăcu coada strălucitoare, și început să se fălească în fața stâncuței. Așa este, spuse stâncuța, culorile pe tău sunt unice, niciodată nu am văzut ceva mai frumos, însă nu valorează mare lucru. Păunul se opri uimit în loc. Cum adică? întrebă el surprins. În acel moment, stâncuța dădu din aripi și se înălță în aer. Nu poți zbura cu ele," strigă stâncuța revenind apoi lângă păunul vanitos, nevoit în cele din urmă să recunoască faptul că zborul era mai important decât frumusețea.